Uganda, perla Africii, o țară plină de viață, care răsună cu povești încă nespuse. Aici, sub vastul cer african, pe această pânză de peisaje vibrante, pornim într-o călătorie extraordinară. O călătorie care transcende granițele și unește inimile și mințile persoanelor. O călătorie de credință, învățare și transformare. Și cel mai important, o călătorie pentru a înțelege că inima lui Dumnezeu bate pentru popoarele neatinse de Evanghelie. Anul trecut, fiind aici la deschiderea bazei de misiune, a venit ideea că să încercăm să facem un curs Kairos aici în Africa, transcultural. Ne-am rugat Domnului, am început să promovăm lucrarea aceasta și spre surprinderea noastră Dumnezeu ne-a numit într-un mod deosebit. Ne-am dorit să vedem cum prinde ceea ce noi considerăm că este cea mai bună unealtă de mobilizare la ora actuală pe care noi o folosim și cu care lucrăm, adică cursul Kairos, și să-l aducem chiar în partea aceasta practică. Am vrut să scoatem pe oameni din cultura lor, să scoatem din confortul lor și să expunem la ceea ce înseamnă o altă cultură. A fost ceva nou, că nu s-a mai făcut până acum niciodată așa cursul Kairos pe un teren în misiune, să ai parte și de practică și de învățătura care s-a dat. Faptul că s-a făcut curs aici într-un teren de misiune accelerează lucrurile foarte mult. Atunci când a apărut propunerea asta de a veni în Uganda, am luat-o ca și eu pe oportunitate pe care Dumnezeu mi-o deschide. Sincer, nu am știut exact ce vrea să mă învețe Dumnezeu, dar mi-am pus problema foarte serios și am zis: Doamne, dacă Tu vrei să fiu aici, călăuzește-mă în sensul ăsta. Măi, eu când am venit aici la cursul Kairos inițial, am zis că vin o săptămână să mă odihnesc. Dar pentru mine cursul Kairos e egal lumină. Cursul Kairos a fost ceva care mie mi-a schimbat perspectiva total. În primul rând, modul în care misiunea se vede în toată Biblia. Toată Biblia, de fapt, ne încurajează să misionăm. Începând de la Avram și până la marea trimitere pe care o face Domnul Iisus, așa de fain să leagă. Dacă reușești să înțelegi asta, te motivează mult mai mult să faci în direcția misiunii. Parcurgând de 3 ori cursul Kairos, parcă Dumnezeu știe data asta mi-a vorbit într-un mod extraordinar, încât la unul dintre videouri am fost așa de marcat încât plângeam și ziceam: Doamne, îți mulțumesc că mi-ai deschis ochii și înțeleg adevărata valoare care ai așezat-o în mine și ce trebuie să fac pentru alții. Încă ce am făcut cursul Kairos, imediat în săptămâna următoare am ieșit în vizite la familii, pe teren, în expunere. Oamenii au fost mult mai pregătiți, adică știu la ce să se aștepte. Șocul cultural n-a fost la fel de puternic ca și o echipă care vine pentru prima dată. Pentru că ai avut partea aceasta teoretică, poți să te întorci și să menționezi: uitați, noi am învățat despre lucrul ăsta, am spus asta, ne-am pregătit despre asta, hai să fim sensibili și atenți, pentru că uite acum îl întâlnim într-un mod practic. Mi-a plăcut foarte mult ideea de a aprofunda cuvântul lui Dumnezeu și de a face ceva pe teren. S-a completat foarte, foarte frumos cursul și cu experiența de pe teren, vizite în familii, timp cu copiii sau bisericile pe care le-am vizitat. Ne-am împărțit în 4 echipe și am mers însoțiți, bineînțeles, de localnici la familii, să vedem cum trăiesc oamenii, să interacționăm cu ei. Am luat câte un verset biblic, am adus câte o motivație fiecare. Fiecare participant al cursului Kairos a avut ocazia să interacționeze cu oamenii, să vorbească, să încurajeze, să-i motiveze și apoi să ne rugăm pentru oamenii unde am ajuns. But to all who believed him and accept him, he gave them right to become children of God. Ce m-a impactat în partea practică, vizitele la oamenii din sat, a fost așa deschiderea lor și primirea muzungilor, cum spun ei, a albilor. Oamenii se bucurau să ne primească pe noi înainte să știe că o să primească ceva din partea noastră. Ei s-au deschis față de noi și când am aflat motivele de rugăciune, pur și simplu a fost ca o conexiune și am simțit că trebuie să mă rog pentru ei ca și cum mă rog pentru ei. Mi-a dus în minte anumite experiențe care le-am trăit poate în urmă cu 20 și ceva de ani, când eram mic și veneau străinii la noi în țară, și acum cumva am putut să fiu de cealaltă parte a acțiunii și parcă vrei să ajungi pe toată lumea, să le dai mâncare la toată lumea. Apoi am mers în partea de Bundibugyo, acolo am avut întâlnirea cu tribul Batua, este ultima biserică
care a fost plantată în mijlocul tribului Batu, aproape de granița cu Congo. Bundi Bunjo, biserica acolo s-a terminat. Anul acesta s-a predat căsuțele la cei din tribul Batua. Păstorul deja s-a mutat în casa de lângă biserică. Am rămas foarte impresionat de progresul celor din tribul Batua din Bundi Bunjo, cunoscându-i din 2021. Mi se pare că Dumnezeu a lucrat în mod extraordinar. Apoi, dincoace, am venit aproape de granița cu Rwanda, în ținutul Kisoro. Din nou am venit la bisericile care au fost în urmă cu câțiva ani construite. Am avut parte de întâlniri cu biserica. Împreună am luat cina Domnului, ne-am bucurat cu oamenii de aici. Deci, în cabale, de data aceasta am fost în biserica din Citebe. O biserică, pot să spun, sănătoasă din punctul nostru de vedere. Vedem cum oamenii sunt acolo, cum oamenii se rogă, cum oamenii se închină. Am văzut sinceritatea cu care cei credincioși se închină lui Dumnezeu. Băteau din palme, cu gura până la urechi, se uitau unul la altul, zâmbeau. Și, de exemplu, la unul care era în grupa de laudă și chinare, l-am vizitat zilele următoare și am văzut că locuiește într-o casă gen un garaj. Dar asta se închina așa de frumos la biserică și era în grupa de laudă și închinare și trăiește în condițiile astea de luni până duminica. Tribul Batua au casele de lut, că dacă vine o ploaie mai puternică, se duc pereții casei. Și totuși, când intră în biserică, au lăsat toate la o parte și se bucură. Vine colecta și au pus acolo niște bani. Câtă lecție ne poate da oamenii ăștia? La biserică mi s-a părut că nu ai cum să fii trist. Trebuie să chinui un pic, să fii supărat. Și noi avem de toate și tot triști suntem. Eu cred că efectul pe care l-am văzut la cursul Kairos transcultural aici în Uganda a fost maxim și sunt persoane care au fost mișcate profund și de adevărurile care se prezintă în curs și de experiențele pe care s-au făcut. Cred că sunt câțiva care o să mai revină constant aici. Mă, nu știu cine, dar am câțiva pe care m-am uitat și spun o parte din inima lor o rămasă aici. Sunt sigur acum de chemarea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi, pentru misiune, mai ales pentru mine. Am simțit că Dumnezeu mi-a vorbit și că sunt chemat pentru lucrarea asta. E mare nevoie de implicarea noastră a tuturor și eu chiar vreau să mă implic pe direcția asta cât de mult pot în viitor apropiat. Și noi, dacă ar fi să fim și noi misionari, poate la rândul nostru, Doamne ajută! Cred că la lucrarea de misiune suntem chemați toți. De fapt, este lucrarea lui Dumnezeu și Dumnezeu o face prin noi. Știu că Dumnezeu e suveran, atotputernic, El poate să facă orice, dar e fascinant să știm că vrea să se folosească de noi. A fi misionar nu înseamnă să vin în Africa sau să merg în India, sau să vizitezi o biserică. Și a fi misionar înseamnă să-ți bată inima pentru cei necredincioși. De acolo începe misiunea. E chemarea mea, adică inima lui Dumnezeu bate pentru cei nemântuiți. Eu ca și copil al lui Dumnezeu ce fac în sensul ăsta? Nu încă sunt țări sau grupuri etnice unde Hristos nu este cunoscut deloc. Evanghelia trebuie să ajungă la orice seminție, din orice neam și de orice limbă. Să mergem până la marginile pământului și să propovăduim Evanghelia. Dacă aș putea, aș aduce în primul rând toți liderii să fie într-o astfel de experiență pentru a înțelege mult mai bine ce înseamnă misiunea, ce înseamnă munca de teren, ce înseamnă câștigare de suflete, eforturile pe care trebuie să le depună. Deci i-aș chema să profite de oportunitatea asta și să vină într-o astfel de călătorie.